sloganul postului Radio Iași semnifică și schimbarea de mentalitate pe care ascultătorii o vor percepe odată cu grila lansată, cu prilejul aniversării a 65 de ani de existență. Adaptarea noile cerințe ale pieții media, fără a cădea în șabloane facile și fără a face abstracție de menirea unui post public de radio, sunt prioritățile pe care echipa Radio Iași le are în vedere pentru a-și conserva și dezvolta numele. La 65 de ani de la prima emisie a Radio Moldova, proximitatea rămâne încă ținta principală a realizatorilor emisiunilor difuzate pe frecvențele cunoscute. Vreau să mă adresez întotdeauna publicului, invitându-l să ajungă pe frecvențele noastre, 1053 kHz unde medii, 90,8 și 96,3 MHz FM. Suntem acasă în toată Moldova pentru că toată grila noastră este concepută în funcție de ceea ce urmează să se întâmple publicului în general, pe segmentele de target stabilite în urma studiului de audiență. La aniversarea de astăzi a participat și președintele director general al Societății Române de Radio. Susținerea intențiilor actuale echipei manageriale a fost mesajul pe care Maria Zoghină l-a transmis presei locale. Este pentru noi o mândrie, este o bucurie și de ce nu este o datorie de onoare să păstrăm această tradiție a Radio Iași în Moldova. Aceasta presupune, desigur, o permanentă modernizare și dezvoltare, lucruri care s-au întâmplat și se întâmplă zi de zi în această instituție care, într-un fel sau altul, este replica radioului mare de la București. Ascultătorii postului Radio Iași sunt asigurați de păstrarea specificului verificat în deceniile de emisie. Adaptările impuse de noile tehnologii media nu fac decât să sprijine demersul început odată cu împlinirea venerabilei vârste de 65 de ani.